nucile, uleiul presat la rece, avocado sunt alimente indispensabile pentru protecția imunitară. De ce? Grăsimile polinesaturate intră în fiecare celulă umană și sunt cele care fac protecție activă împotriva aterosclerozei. Nu pot fi produse de organismul uman, așa că trebuie să le luăm din hrană. Dar vorbim despre concentrate calorice. Iată precauțiile în privința fructului avocado. Avocado de 100-150 de grame este echivalent, din punct de vedere caloric, cu o bucată de carne de 100-150 de grame. Așadar, nu trebuie consumat fără limită. Cel mult 150 de grame pe zi. Avocado trebuie să înlocuiască porția de carne ori de brânză de la acea masă. Avocado n-ar trebui să fie o garnitură pentru carne, tocmai pentru că este foarte concentrat caloric. Avocado ar trebui consumat cu legume din plin, legume care tocmai să dea acea sațietate cu puține calorii. Senzația de sațietate apare din volum. Odată ce stomacul primește suficient volum, va da semnal creierului să apară senzația de plin. Cea mai bună metodă de a slăbi ori de a vă menține normoponderali este să mâncați multe legume la o masă. Conțin peste 90% apă și au volum mare, așa că senzația de prea plin apare cu foarte puține calorii. Toate uleiurile, deși esențiale pentru sănătate, sunt concentrate calorice. Fie că mâncați avocado, nuci ori ulei presat la rece, cantitățile trebuie să fie mici. În privința uleiurilor neprocesate, o singură lingură conține 100 de kilocalorii. Nu dă senzația de sațietate, dar îngrașă. Așa că și acesta se consumă cu porția. În salată, cel mult o lingură de ulei. E cantitatea care nu îngrașă și ajută tot sistemul imunitar. Uleiurile presate la rece păstrează compuși minoritari, antioxidanții, vitamina E. E bine să fie un ulei brut, presat la rece. Copiii și adolescenții au cea mai mare nevoie ca în meniul lor să existe ulei presat la rece, pește gras, avocado și nuci.